Bună dimineața! Am auzit că ești obosit. Că te-ai îmbolnăvit. Ai luat și un pic de coronavirus și ai declarat și te-ai rugat și te-ai îmbolnăvit. Și după aceea te-ai dus acasă și ai împărțit pe la pe la toți. E ok. Nu e nicio problemă. Cred că una dintre chestiile care începe să se dezvoltă în noi pe parcurs, mai ales când lucrurile funcționează, când creștem, când primim revelații, când ne rugăm și chestii se întâmplă și se mișcă și oamenii se vindecă. Dacă nu suntem atenți, e foarte, foarte posibil ca în noi să se dezvolte o mândrie și cumva vorbim cu Vali, am numit-o mândria fiului. Cumva o încredere în cine ești într-un mod nesănătos. Există o poveste care am învățat în școală despre un băiat cu niște aripi. Și nu știu cum se zice în limba română, dar penele erau lipite cu ceară, ceva cleos. Și i s-a dat sfatul și i s-a spus să nu zbor prea sus, pentru că dacă te apropii de soare, se topește și îți cad penele. Băiatul a început să zboară și totul a mers, totul a funcționat, a fost fain, nou, experiențe faine. Dar într-o bună zi s-a dus prea sus. Nu și-a știut limita, nu și-a știut nivelul lui adevărat. S-a socotit mai mult decât trebuia și, bineînțeles, s-au topit aripile și un buș. Scriptura ne zice să ne verificăm aici. Nu copacii, roadele, duhurile, sunt alte versete, dar zice să ne uităm în interior și să nu ne socotim mai mult decât suntem. Și e foarte important să ne verificăm în felul acesta, pentru că de multe ori mândria asta, gândul ăsta prea înălțat, ne poate dobărî cu totul. Încât era odată, m-am înregistrat într-o școală biblică. Și a fost foarte fain. Am avut un timp extraordinar de fain. Deci, plin de Duhul Sfânt, experiențe noi, tot felul de chestii extraordinar de faine. Și după vreo 2 luni de neprihănire de aia curată, bazat pe fapte, stăteam în cameră și eram la calculator
Și îmi vine un gând. Bine, acum știu cine e, cine mi-a șoptit. Și vine gândul, vine vocea. Bă, dar vezi ce reușit ești. Fai, 2 luni fără păcate, fără minciuni, fără gânduri proaste, fără chestii legate de cutare și cutare și cutare și cutare. Wow, ce creștin bun ești. La care inima mea a răspuns, da, chiar. Mi s-au topit aripile în următoarele 2 minute și căderea a fost mare. Satana are ca o strategie îngânfarea asta, agitația asta, lauda asta, totul care cumva balonează și crește mândria. Și bineînțeles, unde există mândrie, există și o cădere. Mândria vine înainte. Căderea urmează. Și am început să observ în mine personal și în frații noștri că aceeași mândrie începe să se dezvolte. Că ce fiu ești tu și că ai declarat și s-a întâmplat și s-a mișcat și te-ai rugat și ai făcut așa și uite-te tu la tine. Și după lauda respectivă a venit o cădere. Poate te-ai îmbolnăvit cu un virus. Poate ai făcut nu știu ce prostie. Poate ai mințit. Poate ai ratat. Poate te-ai rugat și nu s-a întâmplat. Te-ai rugat și exact opus s-a întâmplat. Nu e nicio problemă. Dacă citim în Scriptură, foarte mulți au ratat de mai multe ori și în feluri foarte mari. Dacă ne gândim la David, dacă ne gândim la Moise, dacă ne gândim la Adam și Eva, dacă ne gândim la ucenicii lui Hristos, toți au ratat. Toți s-au lepădat. Petru pe o parte, de 3 ori într-o singură noapte. Și dacă citiți Scriptura, Iisus vine înapoi și îi spune la Maria, du-te la ucenici și la Petru. Deci așa de rău au ratat Petru, așa de tare au fost lovitura lui când a auzit cocoșul, de nu numai că s-a lepădat de Hristos, s-a lepădat de frații lui, de misiune, de lucrare, de grup, de ce vrei tu să o numești. S-a luat și s-a dus cu totul. S-a separat de unul singur. Iuda a ratat, și-a dat seama și s-a sinucis. Da, dar ăștia au fost nenăscuți din nou. Ok. Slabi, plini de... Ok. Hai să ne uităm la Hristos. De 3 ori a cerut ca paharul, dacă posibil, să se ieie. Frate, ce declarație de credință e asta? Ce aliniere a avut el cu planul lui Dumnezeu când a cerut chestia asta? Ok. Poate ridici cartea de teologie și da, vezi că Iisus... Ok, hai să ne uităm la cruce. De ce m-ai abandonat? De ce m-ai lăsat? M-ai lăsat. Ce declarație e asta de credință, frate?
Am crezut că el zice doar ce aude pe Dumnezeu, că zice ce vede, ce se roagă, tot e legat de Dumnezeu. Ce declarație e asta pe cruce? Că m-ai abandonat. Semn de întrebare. Aș vrea să-ți pun o întrebare, să-mi găsești tu un verset unde zice că trebuie să fii perfect și reușit de la început. El ne-a răscumpărat, El ne-a chemat și El ne schimbă. E un proces. Nu există un om în mintea lui limpedă, adică curată, care ar striga la un copil de 5 ani de ce n-are job și de ce nu face bani să aducă în casă. De ce? Pentru că nu e un adult. Încă nu i-a venit timpul să se ducă și să-și caute muncă. Nici măcar nu e în stare să muncească. E un copil mic. Și pentru că e mic, la faza respectivă, se procedează cu el într-un anumit fel. Un părinte înțelept își cunoaște copilul și îl învață nu matematică avansată, îl învață 1 plus 1. De ce? Pentru că la vârsta asta 1 plus 1 e potrivit. Anul viitor va fi mai mult. Și atunci să-l țin la un standard de adult unde chiar și e imposibil să susțină sau să nimerească sau să îți împlinească dorința, așteptarea să fac chestia asta e o prostie. Nu pe degeaba scrie că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce. Mă gândesc că chestia asta se aplică la toate lucrurile. Da, e adevărat că boala și cu tare și cu tare e mai mult decât poți duce, dar e adevărat să zic că și anumite învățături sunt mai mult decât poți duce la timpul respectiv. Și atunci să le pun asupra ta sau asupra mea, e lipsit de înțelepciune. Să te țin la standardul respectiv când e evident că nu ești sau că nu sunt, îi o prostie. Și Dumnezeu nu face chestia asta. Aș zice că noi facem chestia asta. Mă socotesc mai mult decât sunt de fapt. Am 13 ani și mă socotesc gata și în stare să conduc o mașină. Și ce că eu cred? Legea și oamenii în lumea asta nu-mi dă nimeni un carnet. Nu mă lasă nimeni să mă duc la examen. Nu mă acceptă nimeni, frate. Nu mă ia nimeni în seriozitate. Pot să bat eu din gură pe stradă, în sus și în jos și să mă duc la primar, la ușă și să bat și să strig că îs cel mai bun conducător și știu și bla 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 bla. Frate, nu mă ia. E foarte posibil că și în lumea spirituală facem exact aceeași chestie. Batem din gură, dar de unii singuri. O chestie foarte interesantă care mi-a venit așa în minte azi dimineață, cum, bineînțeles, mi-a arătat Domnul.
I-a pus o întrebare. Și că tu declar, da? Și am zis, da, eu declar. La cine declari? Și am început să-mi dau seama că foarte multe lucruri care, promisiuni, chestii care îmi doresc sau aveam nevoie de ele, le declaram lui Dumnezeu. Doamne, vezi că ai scris așa și așa și cuvântul tău e adevărat. Trebuie să faci. Chiar? Hristos cui îi declara? Lui Dumnezeu? Sau el auzea mai întâi de la Dumnezeu și ce auzea de la Tatăl lui, el declara în lumea aceasta. O mare diferență. Și mi-am dat seama că, de fapt, eu ascultam, de fapt, de nevoile mele. Luam nevoile mele rostite de mine, căutam versetele care îmi împlinesc nevoia și începeam să le declar. Dar Hristos nu făcea chestia asta. El audea de la Dumnezeu. Și mi-am dat seama că există o diferență foarte mare în cuvântul scris și cuvântul auzit. Eu declar ce aud pe tatăl meu că zice. Promisiunea respectivă, cât nu aud din gura lui, îs doar niște litere pe o pagină. E doar slovă. Gol. Cuvintele care noi le rostim, substanța lor și puterea lor vine din gura lui Dumnezeu. Înțelegeți diferența? Pot să rostesc cuvinte și slove, aceeași sunet, aceeași propoziție, aceeași cuvinte, dar dacă nu le aud și nu vin cu credință și nu vin cu viață și putere de la Dumnezeu, ce rostesc eu poate fi doar o slovă, un cuvânt, o promisiune goală. Stârnită și agitată din ceva nevoie personală. Nevoile noastre socotite de noi, de multe ori, sunt o vrăjeală. Nu pe degeaba zice Scriptura că inima noastră e extrem de înșelătoare. Înșelătoare. Ne minte, frate. Îți zice ce vrei tu să auzi doar să-și împlinească nevoile și dorințele și poftele. Da, e posibil să rostești și să declar cuvântul lui Dumnezeu dintr-un loc egoist. Dintr-un loc stricat, spurcat. Voi cereți și nu primiți pentru că există o poftă la rădăcina cerinței. E o chestie foarte importantă. Ce ne iese din gură? Trebuie să vină, să-l văd pe el, să-l aud pe el și mă mișc și vorbesc. Îl simt pe Duhul Sfânt din interior care mă călăuzește și mă mișc. Nu declar eu nu știu ce. Și mă aștept ca Duhul Sfânt să mă călăuzească în direcția aia. Și o să vă dați seama când euul
e pe fază, pentru că veți rata, nu va funcționa. O să vă dați seama că v-ați socotit mai mult decât sunteți, pentru că o să fiți biruiți, o să picați, ceva nu o să meargă. O infecție de corona. Bum. Acum te ascunzi în casă de 2 săptămâni numai să nu audă frații că ți-e rușine, că n-ai avut credință suficientă și n-ai putut să faci față și te-a biruit boala asta și satana. Și acum ce se vor gândi frații? Că ai făcut tot ce ai trebuit să faci, dar n-au funcționat, care înseamnă că problema e cu tine, care înseamnă că e o chestie de rușine și... Stai cu minte. Toți am ratat. Și foarte posibil că vom rata în viitor. La ce vă chemăm nu e o școală, nu e o antrenare, e o relație. La bază, la centru, la miez, la inimă, e o relație care o avem cu El și prin relația asta noi creștem. Din credință în credință, treaptă după treaptă, clasă după clasă. Dar dacă din învățătura și în antrenarea prin care El ne duce ca ucenici, uiți de relație, să știi că e o mare problemă. Și rezultatul e o oboseală extraordinar de mare, o povoară, o neputință se dezvoltă. Gândiți-vă că puterea care noi o avem să putem birui vine din Hristos care e în noi și prin relația care o avem cu El, pentru că suntem una, puterea aia curge și există în noi. Din cauza relației avem. Nu pentru că facem sau nu facem. Și asta e o chestie foarte importantă. Cât există o problemă la nivel de relație, vă zic că toată antrenarea în lumea aceasta e pe degeaba. Cât relația nu e cum trebuie, pe degeaba. Pe degeaba vorbim, declarăm, ne ducem, punem mâini, ne rugăm. Hristos e cel mai important și fără El nu se poate. Punct. Dacă noi rămânem în El și El în noi, vom aduce mult rod. Dacă nu rămânem în El, nu-i numai că nu aducem rod, zice Scriptura că nu putem să facem nimic. Nimic. Dacă relația asta de a fi una, de a fi în El și El în mine, nu-i închegată, nu-i... Alipirea nu există, conexia nu există, frate, tot ce faci e egal cu zero. E egal cu zero. Și începi să tragi de unul singur, să vorbești de unul singur și primești bătăi și tăpici și dratezi și se întoarce împotriva ta și te bat dracii și îți iau hainele și te trimit acasă în pielea goală și... Un fel de probleme. Relație, relație, relație. Și acum din relație e o creștere, e un proces.
Și ce că în ziua de azi nu am credința și maturitatea și creșterea necesară să pot birui chestia asta super mare. Dar cine m-a chemat? Cine m-a chemat la lupta asta foarte mare, care oricum nu pot birui, nu pot rezolva, nu pot câștiga? Cine m-a chemat? El m-a chemat. Tatăl meu înțelept, care vede unde sunt și cine sunt și mă știe din interior și știe de ce sunt capabil? Sau m-am dus eu de unul singur? Pentru că sunt fiu, frate. L-am văzut pe Vali că face, l-am văzut pe Claudiu că zice, l-am văzut pe fratele ăsta că face. Pot și eu. Cine îți vorbește? Duhul Sfânt? Duhul adevărului care zice, da, ești capabil, rămâi în credință, pășește, ridică, stai în picioare, rămâi pe cuvântul, scoate sabia? Sau o voce îmbrăcată într-o dulceață de mândrie? Vă zic sincer, de multe ori, și sigur că aceeași chestie e adevărat pentru toți care veți pe cetatea sărbătorilor. Am ieșit, că ne-am socotit și n-am fost de fapt. Și am ratat. Partea faină, și când ratăm și cădem, e că Tatăl nostru, plin de dragoste, vine și ne ridică, se bucură că am încercat și noi ceva, ne pune pansament pe picior, pe genunchi, de unde curge sânge, și ne pune înapoi la locul nostru. Și ne corectează și ne dă o pastilă de adevăr. Uite, e necesar pentru cutare, cutare și cutare pentru chestia respectivă. Ăștia ies doar prin post și rugăciune. Voi n-ați fost în stare. E ok. Nu le-a dat Iisus peste cap? O scos demonul din copil și s-a dus înainte, frate. N-o scos ucenicii și i-o dat afară, i-o trimis acasă, ați ratat, n-ați putut scoate duhul. No. Nu mai am ce face. Nu. Deloc nu. Și dacă stăm să ne uităm de câte ori n-au ratat ucenicii. Dar toți au ajuns apostoli. Și toți au ajuns să schimbe lumea și să-și împlinească treaba. Avem obiceiul ăsta să ne uităm la apostolii și să ne punem într-o o competiție, un concurs cu ei. Să ne ținem la standardul ăla, să ne uităm la Iisus Hristos după înviere, plin de putere, cum umbla, cum mișca după ce a ieșit din deșert plin de putere. Frate, nu te-a chemat nimeni la o competiție. Nu există standardul lui Hristos. Ori îl împlinești, ori nu. Ești sau nu ești. Stai cu minte. Și Hristos a avut 30 de ani de antrenare, unde a învățat și a crescut. Și a învățat ascultarea. Hristos. Apostolul Pavel s-a dus în Arabia. Ioan Botezătorul s-a dus în deșert. Zice, sunt foarte mulți. Moise, 40 de ani. David, toți. Dumnezeu i-a luat și i-a dus în pustie, într-un loc unde poate să lucreze și să-i crească și să-i zidească. E adevărat că n-avem noi nu știu câți ani și posibilitatea să ne scoată Domnul direct în pustie.
dar o face în noi, în inimile noastre, face aceeași antrenare și aceeași creștere. Și suntem toți la nivele diferite. Și e total perfect și planul lui Dumnezeu. Și atunci, dacă ai ratat, nu-i nimic. Și în aia, Dumnezeu te poate crește și te poate zidi. Te poate avansa în toate lucrurile. El câștigă și noi creștem. Cu cât e important să știm cum se face, cu cât de multe ori e important să știm și ce să nu facem și cum să nu facem. E o parte din creștere. Și vă spunem cu toată sinceritatea să vă bucurați. Și când reușiți și când nu reușiți. Pentru că cel care a început o lucrare în tine e credincios și o va duce la un sfârșit. O va completa. Autorul și cel care împlinește, completează, e Hristos. El începe, noi ducem și El termină. Nu ți s-a cerut să fii tu autorul, cel care duce și cel care termină. Fiți liniștiți, bucurați-vă de orice experiență și în toate lucrurile căutați-L pe Hristos. Și chiar când nu merge, caută-L, întreabă-L și vezi ce experiență faină va fi. Vă iubim și vă încurajăm. Pa, pa!